Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit. Suntem tot cu Mariana, doar că suntem undeva la interior, în Grand Mall, exact, din Varna. Deci, v-am adus pe amândoi, dar să știți că este un loc superb nu numai pentru perechi, e loc superb pentru bărbați care vor să fugă de femei, în timp ce femeile sunt la cumpărături. În cazul ăsta. E un loc super pe care puteți să vă debărăsați de copii dacă sunteți în vacanță. Și deci copiii îl lași pe undeva. Nu, îi iei cu tine. Îi iei cu tine, da. Îi iei cu tine și începi să le dai lecții de istorie. Bun. Contra foarte puțin cost. De fapt, noi ne aflăm în Grand Mall Varna, da, unul din centrele comerciale din oraș, în care, în afară de restaurante și magazin și da, bla, bla, tot felul de chestii din asta, se află două muzee. Două muzee de un proprietar, domnul Cvetanov este numele lui, care este destul de cunoscut în România. Și asta o să înțelegeți în câteva minute. Dar continuăm întâi, sau începem întâi cu muzeul. Muzeul, numele muzeului este Retro Muzei sau Retro Muzeu și reprezintă o întreagă istorie nu numai a Bulgariei, ci și într-o parte a majoritatea din țările din socialiste din această perioadă din 1944 până la perioada democrației 1989. Aici, în această mare încăpere, în acest muzeu, puteți să vedeți ce s-a produs în această perioadă și ce cumpărau bulgarii. Începem cu intrarea. Da. Doamna Zâmbitoare ne întâmpină. Dobrden. Bine ați venit, ne-a salutat doamna. Aici sunt prețurile, respectiv, dacă credeți că nu aveți destul de timp, puteți să vizitați numai unul din muzeele, care este retromuzeu cu tot felul de obiective, sau numai celălalt, care este cu figurinele de ceare care se făceau cândva, acum sunt alte tehnologii, noi tehnologii, sau de ce nu să vă luați un sau bilet? Sau amândouă. Amândouă. Deodată. E la ofertă, dacă iei amândouă bilete. În afară de asta, încă la intrare, vă întâmpină mașina timpului, cum îmi place eu să folosesc. Această așa, mașina timpului. Nu la intrare, la ieșire. Puteți să vă luați suveniruri din diferite deci dimensiuni. Intrăm și ieșim pe, okay, pe unul și același loc. Și bineînțeles, de ce să nu fie magneți dacă nu aveți colecție de mașini sau de pahare? De ce să nu fie magneți legați de perioada socialistă și respectiv comunistă? Magazinul suvenirilor și casa, bineînțeles, se poate achita și cu card, foarte important, și în leva. În euro, nu, dar card și leva. Intrăm în Retro Muzei, am uitat să vă spun, sunt și tricouri foarte frumoase. Intrarea este destul de mare, largă și să știți că ne întâlnesc cu muzică tipic contemporană bulgărească. Oriunde v-ați întoarce, v-ați uita, vedeți prezența acestor ani. Dar fiindcă muzeul este destul de mare, o să începem întâi cu partea cum se merge în muzeu. Începem în partea stângă, okay, cu idolii. Sub formă de diferite monumente, idolul socialismului, Vladimir Ilich Lenin, știți că Republica Bulgară, Republica Populară Bulgară, din 1944 până în 1989, este Republica Socialistă. Fratele mai mic al... Pe noi aproape să nu ne filmezi, da, filmează doar asta. Fratele nu, mai mic așa, al, ne știe lumea, respectiv al Uniunii Sovietice. Ca să arătăm cum de fapt se primea și ce prizuri aveau, respectiv astea sunt prizurile muzeului, iar așezământul
era această garnitură, sau cum se spune în română asta? Fotoliile acestea erau pentru oameni care sunt mai în, așa, mai la nivel. Și galeria de acasă, cum se zice asta. Unele din cele mai cunoscute mărci pentru că să cureți casa. Aceasta este Vero, se spune. A ta? Numele lui cred Vero. Cred că muzica e foarte tare. Noi o să ne auzim. Hai să rugăm pe cineva da, să dea mai să încet. Vedem. Mau, da. Nogu vă mulțumesc. Thank you. Acum cântă Vasil Naidenov, care este în viață. Și care are o voce superbă. Superbă. Tenor, așa pare. E unică vocea lui. Eu am posibilitatea și onoarea să-l cunosc personal. Ah, ok. Un artist celebru. Deci, aici sunt lucrurile despre la vase, cum acum merge publicitatea, să știți că asta, toate produsele acestea sunt făcute în Bulgaria, nu în altă țară. De fapt, erau produse care se exportau la o piață foarte mare. Acest gen de piață foarte mare a fost Uniunea Sovietică. Ok. Și după anii 1989, lucrurile foarte s-au schimbat, au intrat marfa de afară, marfa de capitalist, marfa de marca de lux. Știți că în perioada comunistă în Bulgaria erau diferite magazine. Dar în România așa a fost? Că eu nu, da, erau. În România erau magazinele respective. Magazine pentru popor, pentru toată lumea și magazine pentru oameni mai altfel. Deci, erau și la noi, da. În România, pe timpul în care eu am stat în România, perioada 1977, 1980, da, chiar am prins până în 1985. Și chiar poți să faci diferența între cum era comunismul în România și cum era în Bulgaria. Da, și pot să fac și încă o diferență, că eu am avut posibilitatea să fiu la un alt, mai corp diplomatic, prin corp diplomatic deci am stat în România. Deci vedeai amândouă părți, să zic așa. Vedeam amândouă părți în România, vedeam și părțile de clasa în de sus și aia de... Da. În România erau magazine pentru corpul diplomatic. Da. Deci în aceste magazine puteam să cumpărăm numai noi, acestea care facem parte din corpul diplomatic, celelalte magazine erau pentru oameni din țară. Pentru restul, să zicem. Dar nu știu dacă în această perioadă nu au fost și magazine pentru o elită. La noi se dădeau multe pe sub mână, pe relații, asta pe e pile, alta. Pe... Asta da. Cu ciubucurile, asta e alta. Asta nu, e dar se dădeau efectiv dar, de materiale fapt, dacă pe sub a fost, mână. Fiindcă, da, în afară de magazinul diplomatic, era un magazin care se cumpără străinii de acolo. E un sistem, nu știți. Eu nu știu, poate cineva din vizionarii voștri poate scrie și să-mi aduc aminte. Dar în Bulgaria era alt sistem. În Bulgaria era sistemul deci pentru oameni ca toți, okay. Pentru corpul diplomatic ca toți și magazine cu valută. Adică nu cu bani bulgărești, nu cu deci leva bulgărească. Deci cumpărai doar cu valută? Cu dolari. Cu dolari. Da. Sau cu bonuri speciale care ți se dădeau dacă lucrezi în anumite țări, anumit timp, ți se dădea niște bonuri, așa se numeau, gen de talon, da. Pe care era nominalul, numai și numai tu că să nu ai dolarul în mână. Mm-hmm. Aceste magazine se numeau Corecom. Okay. Erau de stat, erau de un sistem special făcut și acolo se vindeau numai lucruri din Occident. Zici că intrai în aceste magazine, zici că intrai în Germania. Deci străinul practic era ca la el acasă când intra în magazinul ăsta. Exact. Da. Da. Străinul avea posibilitatea să cumpere de acolo, nu e problem, dar pentru bulgari nu era. Numai anumiți bulgari aveau aceste... Și cele magazinele care erau pentru oamenii de rând, cum se numeau, mai știi? Normal, magazin nu avea un nume. La noi se numea, da. Uneori, magazin universal. Acum și în România este
Sper să nu vă plictisesc și cu informația aceasta. De ce dar, că nu ne plac informațiile? Știți că și la ruși era așa. La ruși era, se numea Berioska. Voi okay. aveți acum Berioska. Da. Și la noi acum un băiat deștept s-a gândit, acum deja mulți să ani, reînvie brand-ul. Reînviat numele cu și folosește Berioska. La ruși era la fel, rușii nu puteau să intre deloc, numai străinii puteam să intrăm acolo și să cumpărăm, cum se spune, marfă de lux. Mm-hmm. Înțelegeți? Așa era. Dar ordinarul bulgar, ca și ordinarul român, vorbim, putea să folosească opțiunile din magazinele universale sau magazinele centrale universale, ZUM se numește în limba bulgară, invers un pic la central magazin universal, în care aduceau marfa din alte țări, nu numai produsă în Bulgaria, și România, Germania, Ungaria, Germania de est, da, de est, din asta nu capitolistă. Și chiar aici o să vedeți și mașina de spălat română, Aurica, nu? Da. Nu-i românească? Aurica. Noi știm de Alba Lux, s-ar putea și pe Alba, s-ar putea și pe ea să o vedeți aici. Da, pe cea cu capac. Deci care sunt semi-automat și automate, aceasta este aspiratorul Typhoon cunoscut, știi, că era cu o putere foarte mare. Mașina de spălat Perla 04 sau Perla, dacă aveai bani să cumperi Perla 05 și norocul să ajungi să cumperi 05, e și mai, uite, și mai poți bine. Poți să-l arăți cu ăsta. Da? Dar problema este că nu știu dacă văd până acum. Pe cel din capăt. Așa. Da. Uitați, Perla 04 sau 05 scrie aici. Nici eu nu văd până acolo, dar... 05. Așa, 05. Deci asta era luxul. Ok. Când te căsătoriai în această perioadă, după, mai ales, deci Perla 04, Perla 05 este produs al fabricii Elprom. Fabrica Elprom, la intrare din Varna, când intrați după aeroport, în partea dreaptă este fabrică. Mm-hmm. Pentru turiști deci care... Acuma. Dar funcționează. Au și fac asta de boiler pentru încălzirea boiler, apei. Exact. Ape, sunt foarte bune, sunt de o calitate foarte bună. Dar în 1959 începe producerea acestor mașini de spălat. De spălat, am să zic în rusă, mă iertați, mașini de spălat și prima nu este Perla, a doua, primele sunt semi-automat. Deci, asta e automată, nu? Acestea deja sunt automate. Sunt automate. Da. Astea și... au vreo 30 de ani, probabil, nu? Păi fiul meu are 36 de ani, sunt 04, este 2-3 ani, deci aproape 40, 05, da, 05 are 36 de ani. Ok, ok. Da. Mm-hmm. Deci, cumpărai o mașină de spălat din acesta, de lux, da. Mai de lux, pentru 520 de leva. 520 de leva era Perla 04 modelul. Ok. Modelul 05 era 620 de leva. Cât era o mașină? Pe vremea aia, adică cu câte mașini de spălat cumpărai o mașină? Vă spun acum, deci depinde, deci salariul minim era 120 de leva. Deci erau 5 salarii? Asta, da. 4-5 salarii? Da, okay. ce era bine. Dar tu, de fapt, pentru 120 de leva, tu nu dai toate bani pentru mâncare sau pentru chirie. Majoritatea din poporul din Bulgaria în această perioadă, mai ales după anii 50, stătea în blocuri care sunt de stat și aveai posibilitatea după 12 ani să începi să bagi bani și să cumperi acest okay. apartament. Sau să trăiești acolo de, să zicem, este această apartamentul este a unei întreprindere în care locuiești și să dai chirie. Chiria de stat și de întreprindere era 4 leva. Cam așa a fost și la noi. Cam pe același principiu, doar că tot așa, puțin bani costa să plătești chirie. Foarte puțin. De la și electricitatea era puțin. Și da. Tot. Deci sistemul deci era gândit în așa fel că să fie pentru toți, nu mult, dar nu nimic.
Da. Să fie pentru toți. Bineînțeles, între acestea toți erau unii mai deștepți, mai ales după anii 70, când s-a dat posibilitatea să se dezvolte micul business de antreprenor. Antreprenoriat sau antreprenor? Antreprenor, da, da. Micul business, ceea ce însemna că eu puteam să am un atelier unde să cos pantalon sau tu să ai un atelier unde să... Deci se dădea sau posibilitatea să se repar, da, se dădea posibilitatea să mai scoți bani, dacă, bineînțeles, ești deștept și dacă vrei. Cu salariul minim foarte puțin oamenii câștigau, majoritatea, deci în timp, bineînțeles, salariile creșteau. Eu, în 86, am început cu salariul minim 120 de lei. Mm-hmm. Ce, credeți-mă, îmi ajungea, mergeam la mare, da. 15 zile, că așa se mergea, că se spune și în România. Așa era. Da, tot așa mergeai multe, îți ajungeau banii să ieși, da, cu copiii la restaurantul ăla pe săptămână, din câte știu că mi-au spus ai mei. Absolut, da. Dar nu aveam internet, nu aveam alte cheltuieli, aveam doar mâncare, curent. Să zicem așa, sistemul era într-un fel... Era foarte diferit față de ce avem în ziua de azi. Într-un fel era bun pentru unii, pentru alții nu, pentru alții, al treilea grup, deloc nu era bun. Dar era... pentru majoritatea din oamenii care nu sunt așa dezvoltați, care nu erau cu concurență sau care voiau, care n-aveau, pentru oamenii liniștiți era unul din lucrurile cele mai bune. Conducătorul țării sau primul secretar al Partidului Comunist, pe urma cea mai importantă persoană în țara noastră, cu rangul lui Nicolae Ceaușescu, a fost Todor Živković. Okay. Todor Živković avea o fică, Ludmila Živković, ea se ocupa de cultura și putem să spunem că în acest domeniu a făcut multe, foarte multe lucruri, că Bulgaria să fie cunoscută în muzee din pretutindeni. Istoria tracilor și dezvoltarea tracică pe aceste meleaguri avea sprijinul dânsei, deci copilul primului, vă dați seama că era în favoarea poporului. Okay. Și acum este în favoarea noastră. Era în vitrina aceasta, avem de fapt o viață, un timp, un lucru foarte interesant. Deci când te naști în Bulgaria în această perioadă, e clar, te naști în căsătorie, cum se spune, cununie civilă. Cununie biserica civilă. Biserica nu se. Biserica după 1989, perioada 44-89, nimeni nu face cununie în biserică, nici acum nu este oficială, deci nu este pe locul întâi, să zicem cum sunt țări în care poți să te căsătorești în biserică și fără să faci comunia civilă. Dar după ce te căsătorești, e clar, la un moment dat vin copii. În Bulgaria nu au fost așa aspre legile în vederea aceasta dacă poți sau câți copii să ai și câți copii să nu ai. Nu știu dacă știți, dar în România, presupun că știți, da, să spunem și pentru auditoria noastră, că la voi a fost o lege foarte interesantă care interzicea avorturile. Da. După 3-4 copii poți să faci avort, așa, încă te țin minte era. În Bulgaria puteai după al doilea copii. Odopilicul să faci avort, nu te împiedică, dar sau puteai dacă sunt 6 luni după ce ai născut primul, dacă ești în această perioadă gravidă, ai căzut gravidă de 6 luni, atunci îți dădea. De fel, statul nu era, nu era așa aspru, sever, cum era statul român. Da. Adică se mai găseau și alte metode de prevenție, că să nu ai copil. Din cauza asta nu s-au întâmplat multe nenorociri. Da, din cauza aceasta în România, într-adevăr, eu am făcut Nicolae Toniță în România, chiar dacă mă vede cineva care mă ține minte, eram slabă, foarte slabă, foarte zâmbitoare, cum sunt și acum, și tot răiam. Toniță, să mă sunați din nou. Aveam colegi din clasă care erau 4-5 copii în clasă. Da.
Da, fac o paranteză, noi suntem trei, dar nu din greșeala. Și în vitrina aceasta este reprezentată istoria a Bulgariei. Deci se face copilul, merge la grădinița, okay, obligatoriu, grădinița, în creșa, unii din copii mergeau și la creșa de o zi, sau de o zi o al ei, sau săptămânale, depindea de părinții ce posibilitatea aveau, dacă mergeau la lucru sau dacă e creșa departe, sau copilul dacă e bolnav, erau acest gen de creșe, grădinița, după aceea școală. Intră în clasa 1, în perioada aceasta până în 1989, depinde când împline 7 ani, respectiv, dacă, aha, câteva luni după ce a început 15 septembrie, apropo, să vă trăiască copilașii, să fiți foarte atenți la caietele lor, ce scriu și ce nu scriu. Dar noi încă n-a început anul școlar, o să înceapă pe 15. Bine, probabil că acest clip va fi pus exact după ce se începe anul școlar, dar la voi încă, începe pe 15. La noi începe pe 15 septembrie și continuă, depinde în ce clasă este copil. Deci aveți o vacanță un pic mai mare față de a noastră. Da, cred că ultimii ani așa se întâmplă. Dar aveți o dată fixă, apropo. Da, încă avem o dată fixă. Voi aveți o dată fixă, la noi încă nu e o dată fixă. Da, încă avem o dată fixă. Bineînțeles, acum, dacă 15 cade duminică, nu începe duminică. Da. De fapt, prima zi nu începe nimic. Prima zi e pentru doamnele. Flor, lacrimi și zâmbete. Asta e prima zi. Corect. Da, pe urma ești pe pistă, cum se zice la noi. Clasa întâi te primesc, acum vă explic. Clasa întâi te primesc în grupul ceavdarilor. Ceavdari a fost un haidu care s-a bătut contra turcilor și de acolo te primesc în cum ar fi partidul ceavdarilor. Înțelegeți? Un grup. Ok. Da. Trebuie să ai note bune. Aceasta este cravata albastră. Așa. Și ți se dă o șapcă din asta cu leu, deci simbolul acestei șepci. Și leu care este în față, îi vedeți, este încă de la războiul de eliberare Bulgariei de către Imperiul Otoman. Mm-hmm. Deci această șapcă, calpac, se spune, căciulă. Căciule spuneți, nu? Română. Așa. Ești cu cravata albastră. Ținutele în grădinițele, trebuie să văd dacă nu le-au expus undeva sau măcar pe poze, erau în carouri. Da, uite, filmează de aici, că o să ne prind și pe noi și prind și asta. Iar pentru elevi aveai o mantă, se spune în bulgară. Nu era ca sarafanul vostru, nu e ca sarafanul rusesc, eu fac o paranteză. Am făcut și școala sovietică în România, interesantă perioadă. Deci am fost în toate trei uniforme, să știți. Ok. Deci, o mantă albastră cu guleraș alb. Gulerașul acesta veneau și făceau așa, hop, să uităm. Mm-hmm. Gulerașul trebuia să strălucească. Pentru băieți, pantaloni albastri sau negri cu cămașă albă. Dacă ești pionier, nivelul următor. Pionieri cu cravată roșie. Cravata bulgărească roșie se diferă de aceasta care am avut-o și de la voi, română, cravata roșie. Cravata voastră roșie este cu steagul României. Țineți minte? Aveți undeva pe acasă? Întreabă pe mine. Acasă n-am, dar sigur există pe undeva la pe mamele voastre să vă povestească de cravațele. În România erau bentițe, în Bulgaria nu erau bentițe. Elevii. Asta, cravata albastră, cravata roșie, este până în clasa a 5-a, 6-a, până în clasa a 6-a. Clasa a 7-a, clasa a 8-a, te primeau, deja în afară de liceu sau gimnaziu, te primeau în partidul Komsomol. Asta este, denumirea este rusească. Și este un gen de organizație deci de... Deci începeai ușor să faci parte din partid. Da. Mm-hmm. Da. Să-ți fie îndoctrinată. Da. Și când intrai în Komsomol, deja trebuia să-ți achiți că ești prezent acolo. Ceva, stotinci sunt bănuții în bulgărești, nu era acum, dar tu aveai și carne. Deci ai... O carte de membru de partid. Exact. Mm-hmm. Nu, în afară de asta, ai reguli. Okay. Mergi la examen ca să te primească, să știi pe de rost aceste reguli. Cum
te comporți. Deci, un fel de... un control suplimentar. O educație civică pentru membru de partid al copiilor, să zic așa. Da. În viitor. Deci se îndoctrina din clasa 7-8. Exact. Okay. Fiecare grup de pionier la Cerdari, la Cerdari, cum ar fi unul care controlează lucrurile, era pionier, deci nivel mai înalt. Okay. Dar la pionier aveau lider de grup, lider de clasă și la Comsomol la fel. Fetele și băieții de la Comsomol participau la diferite întâlniri cu fete și băieți din celelalte țări, din România, din Uniunea Sovietică, deci... Da. Începi să te pregătești. Dar asta vorbim deja de un alt nivel, de nivelul diplomatic? Nu? Toți copiii. Toți copiii? Da, toți copiii. Și dacă tu erai un copil din acestea mai agresiv, hai să mă exprim așa, mai dorind să se audă vocea lui, cineva care vrea să meargă în înălțime, să ajunge la partid, să dezvolte ceva, organizator sau ceva din genul, se baga în acest grup de conducători. Okay. Aici sunt prezentate memoriile lui Todor Jirco, acesta geanta diplomat. Geanta de diplomat, să mergi cu ea la școală înseamnă că ești ceva... Deci copiii... Mai mergeau și cu... Adică mergeau cu geanta... Unii mergeau cu geanta de diplomat. Vezi, să vezi tu, înseamnă că tu ești din acest gen de tânăr care... Ai aspirații, da? O să crești, o să devii inginer, o să devii doctor, ceva, altceva. Nu ești cu rucsacul german pe spate, de la Germania de Vest, așa să-ți cadă în spatele, știi? Mm-hmm. Respectiv, aici sunt politica agrară bulgară, tomul, cărțile acestea care se spune că sunt scrise de Todor Jirco, de fapt, nu este clar că sunt idei, poate, date de dânsul și scrise de un colectiv, un colectiv de scriitori, de autori care i-au preluat ideile, da. Și aici e îmbrăcăminte de, cum se spune, de asta care e în prizonier, de prizonier? Deținut. Reținut, care a făcut parte din Partidul Comunist. Aha. Știi, pe timpul țarismului, Partidul Comunist erau închiși. La fel cum au fost, pe urma, înainte de asta, drumul comunismului nu începe așa, hop, am venit pe cal alb și, cum zicem așa, și democrația. Nu, au trecut prin diferite forme și comuniștii au fost reținuți în diferite locuri. Acesta este cartea de membru de comunism, iar asta e îmbrăcămintea unui reținut. Aici scrie ochi deschiși, deci cineva care se uită foarte atent și urmărează ce se întâmplă în țară. Una din colecțiile este pentru mașini, pentru schimbarea de viteză. Aha, cea nucă. Cum îi ziceți? Nuca de la schimbătorul de viteză. Nuca, aceste nuci de viteză, de fapt, ele sunt produse din diferite... Totul este făcut în aceste țări socialiste. Înțelegeți? Da. Ideea este să se prezinte socialism nu numai în Bulgaria, ci respectiv tot ce puteai să găsești în țările apropiate. Începem cu... Asta sunt prespapier, foarte mulți oameni din toată lumea, prespapierul este o greutate cunoscută încă din secolul al XVI-lea, al XVII-lea, cu greutăți, sub diferită formă, se apăsa hârtia
Hârtiile pe care scriau, foile pe care scriau. Asta e presse-papier, din apasă hârtia, din limba franceză. În urma secolului XIX au început producerea presse-papier în toată lumea. Unii din cei mai buni sunt italieni și francezi care produc presse-papierurile. Așa, deja, chiar ca suvenir, în secolul al XX-lea, 21, suvenir, din cauza că nimeni nu-și mai scrie cu stilou, cu cerneala și se apasă, să zicem, hârtia, știți?